Împreună cu mine se află binecunoscutul și îndrăznețul, pot să spun, profesor Ioan Panican. Bine ați venit! Bine v-am găsit, domnul, să vă binecuvintez! În emisiunile precedente ați făcut câteva afirmații care deja telespectatorii noștri le-au urmărit, le-au văzut și probabil că unii au avut și reacții. Fie ne-au comunicat aceste reacții, fie le-au avut atunci pe moment. Uh, și mă gândesc în mod special la, la liderii uh, religioși, liderii uh, bisericilor, uh, care poate uh, nu vor uh, primi, nu vor accepta uh, toate aceste uh, afirmații. Însă, astăzi uh, am hotărât să discutăm despre învățăturile false și lepădarea de credință. Uh, este într-adevăr un subiect foarte, foarte dificil și complicat, pentru că trăim într-o epocă în care. Religia, credința, închinarea la Dumnezeu este liberă și avem această posibilitate să o facem în biserică, prin mass media, în public, chiar nu ni se interzice, chiar și în țările în care odată, în Europa de Est, acest lucru nu era posibil. Mai există alte părți ale lumii unde încă există prigoană. Dar în marea parte A, a lumii a, suntem liberi Și ne putem închina Totuși vedem o mișcare a, Pot să zic a, Demonică care încearcă Să ne amăgească pe unii dintre noi Au apărut biserici foarte mari Mega churches a, Cu te teleevangeliști Care apar la televiziune Și vin cu fel și fel de învățături Și au o audiență foarte foarte mare Și membrii foarte mulți Aș vrea să vă întreb de la început: care este părerea dumneavoastră? De ce credeți că acești oameni, care aparent vin cu niște învățături false și care promovează? Evanghelia prosperității, Evanghelia pozitivă, au o audiență atât de mare. Care este motivul care îi face să-i să să urmeze? Da, vă spuneam și în emisiunea trecută, nu doar necredința îi duce pe oameni în iad, ci și credințele false deopotrivă. Și Domnul Isus însuși ne avertizează și ne spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și tot Domnul este cel care ne spune, vedeți să nu vă înșelați voi pe voi înșiv care este cauza sau pentru ce mase mari de oameni în ultimii 20-30 de ani aleargă după astfel de oameni și după astfel de manifestări. Răspunsul este foarte simplu. Domnul Isus era pe pământ, mergea din loc în loc, făcea minuni și vestea cuvântul Domnului cu înțelepciune și cu o putere nemaipomenită. Toți au recunoscut, inclusiv vrășmașii. Nimeni n-a vorbit cum vorbește omul acest. Și tot Domnul Isus este cel care spune că nu se încredea în oamenii care îl urmau mulțime mari, pentru că știa ce este în o lor. Și Domnul spune, vin după mine, pentru că au văzut semnele, au văzut minunile pe care le-am săvârșit. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Tânjește în mod natural, dacă pot să spun așa, după manifestări supranaturale. Un pastor din Elveția a fost întrebat de o ziaristă, cum se face că nu mai vin oamenii la biserică la dumneavoastră la creștini? În schimb, daună vală, se duc buluc la spiritiști, la ocultiști. Și el, pastorul, a răspuns cu milință potrivit cu adevărul, și folosesc cuvântul pe care l-ați întrebuințat mai devreme și cu îndrăzneală. Când suntem în adevăr, când suntem sub autoritatea Duhului Sfânt, vestind adevărul așa cum este el, sigur că pară îndrăzneală. Și a răspuns pasorul cu înțelepciune așa. Noi, bisericile creștine, am abandonat lucrările supranaturale din biserică. Botezul cu Duhul Sfânt, prorociile, vorbirea în alte limbi, visele, vedenile, vindecările, eliberările și toate celelalte lucrări pe care Dumnezeu din veșnicie le-a pentru Biserica Domnului Isus și care s-au săvârșit din timpul Bisericii Primare și până acum, pretutindeni, pe suprafața întregului pământ, spun cu inimă foarte bună, și în frumoasa noastră Românie zeci de ani pretutind din și în țara aceasta și așa mai departe. Vreau să fac o paranteză, să subliniez, nu doar aceste mișcări de așa zisă trezire spirituală creează amăgire și rătăcire, ci și formalismul religios. Din bisericile care altădată erau sănătoase, erau vii, pline de putere, pline de lumină, Biserici care astăzi sunt în adormire și mai mult moarte din punct de vedere spiritual și care într-un fel au deschis o ușă largă pentru manifestările de felul acest. Și atunci revenind, pastorul acest elvețian spunea, pentru asta se duc oamenii la spiritiști, acolo primesc satisfacție în probleme dintre acestea de natură supranaturală. Pentru ce merg oamenii buluc la astfel de manifestări? Pentru că și acolo sunt... Manifestările acestea supranaturale, vindecările, eliberările și așa mai departe. Vă spunem însă și în emisiunea trecută scriptura care spune că Dumnezeu va trimite o lucrare de rătăcere. Pentru cei care n-au iubit adevărul, pentru cei care n-au stat lângă adevăr, cunoscându-l așa cum este el și simplu, plin de putere și profund. Și mai spune că arătarea aceste lucrări se va face cu o putere a satane, cu o putere de amăgire, cu o putere mincinoasă, prin semne și prin minuni. De ce se duc astfel de oameni în astfel de vremuri, grămadă după astfel de oameni și după astfel de manifestări? Pentru că sunt, să mă iertați că trebuie să o spun de drept, oameni firești, oameni superficiali, oameni lumești. Dacă zeci de ani li s-au spălat creierele, acum ei pur și simplu cred că ceea ce se întâmplă este un lucru minunat, este un lucru deosebit. Aceste manifestări, 30 sau 50 de ani în urmă, aici, în această țară, o țară cu o putere de vestire a Evangheliei nemaipomenită în vremurile de atunci, aceste manifestări n-ar fi fost posibil. Dar între timp, oamenii au devenit, spun tot mai firești, tot mai superficial, tot mai lumești și nu am în vedere nu numai pe cei care frecventează biserici de un fel sau de un altul, cât mai cu seamă pe slujitorii biserici. Și s-a deschis o poartă foarte mare, care se deschide mai mult și mai mult și mai mult, pur și simplu pentru că omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este flământ și însetat după aceste manifestări supranaturale pe care diavolul cu înțelepciunea și cu puterea lui nemaipomenit, prin această lucrare de contrafacere, le dă din belșug celor care aleargă în mod nesăbuit și excesiv după el. Domnul Iisus îi spune femeia acelea samaritence, Dumnezeu este Duh și adevărat, închinător să îi se închine lui în Duh și în adevăr. Aici mai important și decât Duhul și decât adevărul este și unul acela de la mijloc, care ne spune că este vorba despre o combinație foarte important, dar este importantă și ordinea în care aceste lucruri sunt amintite. Mai întâi zice în Duh și după aceea zice în adevăr. Sunt unii oameni care alergă mereu și mereu după manifestările supranaturale, se închină în mod excesiv în duh și mult mai curând decât gândesc, ajung în rătăcire și mai trag și pe alții după ei în rătăcire. Vor neapărat manifestările astea supranaturale, supranaturale, supranaturale. Alții, pe de altă parte, la fel de greșiți, caută să-i se închină lui Dumnezeu în numai în adevăr desficând firul cuvântului Sfintelor Scripturii în patru. Și ei sunt greșiți, nici aceștia nu scapă de rătăcire și mult mai curând decât gândesc ajung și ei în rătăcire și trag și pe alții după ei în rătăcire. Adevărați închinători sunt cei care se închină Dumnezeului cel viu și adevărat în Duh, plin de Duhul Sfânt, o pasiune sfântă pentru cer și pentru Dumnezeu, dătătorul Duhului și dătătorul darurilor Duhului Sfânt, dar nu oricum, ci nu mai potrivit cu adevărul Sfintelor Scripturi. Ăștia ne ajung niciodată în rătăciri. Și dacă oamenii s-ar întoarce în modul cel mai natural și mai simplu, vorbesc de slujitor, la cuvântul Sfintelor Scripturi, inspirat și scris de Duhul Sfânt, și ar intra sub autoritatea Duhului Sfânt, ar primi lumina aceea, minunată lumina cerească dumnezeiască, n-ar mai rătăci nici ei, n-ar mai rătăci nici pe alți, și ar ieși din orbire, că ați spus foarte bine mai devreme. Domnul Iisus când a fost pe pământ spunea cu o inimă plină de durere și iarăși folosesc cuvântul minunat pe care l-ați întrebuit, întrebuit în, sat mai devreme, fiind plin de Duhul Sfânt cu o mare el Nebun și orb. Iarăși nebun și orb, iarăși nebun și orb. Nebunia produce orbire spirituală și orbirea spirituală produce o nebunie încă mai mare. Eu am desăvârșit în credințare că dacă Domnul ar coborâ acum pe pământ, și ar merge din loc în loc în biserici de un fel sau de un altul, mega biserici, cum le-ați numit mai devreme, dar nu numai în mega bisericile acestea, pentru că această influență nespus de dăunătoare se întâlnește pretutinde la fiecare pas în lume, spun cu durere mare și în România, și în bisericile, să zic așa, tradiționale, să le numesc Pentecostale sau baptiste sau creștine după Evanghelie, influența aceasta este tot mai prezentă. Și acum Domnul, dacă ar intra în bisericile noastre, ar spune așa, tu zici despre tine, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, sunt bogat. Și nu știi, au zis și lucru grozav, și nu știi că e și orb și gol și ticălos și nenorocit și gol. Nu știi, deci tu zici despre tine, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Păi acum bisericile din vremea noastră, cele mai multe spun așa, avem clădiri mari, spațioase, frumoase, bine luminate, bine irisite. o tehnică audio, video impecabilă, avem și coruri și orchestre, fanfare, predicatori frumoși, instruiți cu diplome pe peste diplome. M-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic și nu știi. Asta este nenorocirea cea mare, nu știi că ești și ticălos, și gol, și sărac, și orb, și nenoroci. Deci asta este cauza pentru care oamenii merg buluc, în astfel de locuri, la astfel de manifestări și după astfel de oameni. Este o atmosferă generală sau sporatică ceea ce îți descrieți dumneavoastră? Poate, de unde știți dumneavoastră care este lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea omului? Lucrarea firească. Cum identificați-le sau le, 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 le descoperiți? Vă spuneam și în emisiunea trecută astăzi cred, în toate bisericile noastre, cel mai important dar, cred că este darul deosebirii duhurilor. Și toți pastorii, toți slujitorii ar trebui să stea înaintea Domnului și să ceară darul acesta de deosebire a duhurilor, dar să ceară cu credință. Spune el Sfântul Apostol Iacov, inspirat de Duhul Sfânt, dacă vre unuia îi lipsește înțelepciune, să o ceară dar să o ceară cu credință, să nu se îndoiască deloc și ea îi va fi dat. Și eu m-am întrebat în inima mea, cine dintre noi ar îndrăzni să spună că nu îi lipsește înțelepciune? Și am descoperit, mergând din loc în loc, din biserică în biserică, cei mai mulți dintre cei care slujesc în biserici sau care frecventează biserica, sunt de plin încredințați că ei sunt înțelepți, că ei posedă această înțelepciune și atunci nu mai cer să ceară alții care n-ar posedau. Și Biblia face o distinție foarte clar între înțelepciunea omenească, care poate să fie la cele mai înalte niveluri și cote, și pe care o numește de-a dreptul învățătură drăcească, înțelepciune drăcească. Și între înțelepciunea care vine de sus și care este descrisă într-un anume fel. Și nu trebuie multă știință și nu trebuie multă teologie și ochiul liber se sizează deosebirea între un tip de înțelepciune care sunt în spatele celor care conduc așa numitele slujbe în biserică și înțelepciunea aceasta care vine de sus prin Duhul Sfânt. Deci eu cred că darul acesta, dar de deosebire a Duhului, ne ajută foarte ușor, foarte simplu să știm ce fel de Duh se ascunde în spatele unui om și în spatele unei lucrări pe care omul acela o face. Nu este vorba numai despre propovăduitorii Evangheliei, deopotrivă și despre cântăreți și despre cei care spun poezii sau fac alte slujbe de altă natură. Eu mi-aduc aminte, aproape 20 de ani în urmă, mergeam să vesesc cuvântul Domnului în diferite locuri, în țară și în partea Bucovinei, acolo unde inima mea este foarte legată de oamenii din acele locuri, de pământul acela, un pământ pe care s-a vărsat mult sânge pentru triumful Evangheliei, un loc în care Domnul și-a prosăvit numele de-a lungul timpului în minunat și de unde au plecat slujitorii Evangheliei, pretutini în România, sunt și aici, răsfândiți în America, oameni plini de Duhul Sfânt. Și Domnul prin Duhul Sfânt, când am plecat înspre Dumnealor, pe la oraș sau pe la stat să le vesesc Evanghelia, mi-a spus, nu te înșela și nu te lăsa înșelat. Nu căuta să te arăți grozav, să te arăți deștept, că ai fi neapărat, cineva și ceva, pentru că cei care sunt adevărat copiii mei și robii mei, chiar dacă au patru clase, chiar dacă au două clase, ei prin Duhul Sfânt vor ști nivelul slujirii tale și te vor, te vor identifica impecabil și milimetric. Nu căuta să te arăți că ai fi cineva sau ceva, pentru că sunt bărbați și femei, plini și pline de Duhul Sfânt, care vor identifica în mod clar și categoric nivelul spiritual al lucrării pe care ai făcut. Și dacă au trecut zeci de ani de atunci și eu am primit prin credință adevărul acesta minunat, adus de sus prin Duhul Sfânt, mânghietorul Duhul Adevărului, de-a lungul timpului, an după an, am înțeles mai bine și mai bine lucrul acesta minunat. Pe care trag nedeje, cum spuneați la începutul emisiunii, și în emisiunea trecută, de respectatorii noștri, și mai cu seamă, liderii din biserică, liderii religioși, nu doar să-l înțeleagă, ci să-l și primească, și după aceea să-l lase să lucreze. Vă imaginați că una dintre acuzațiile aduse dumneavoastră este tocmai acesta care l-ați menționat, că aveți o îndrăzneală nejustificată și poate chiar vă puneți pe o ștachetă superioară față de ceilalți și încercați să uh, luați o poziție radicală uh, nejustificată. Sunt convins că vor fi lideri spirituali, pastor care se uită la noi și vor spune Panican a luat o raznă, e... vorbesc în termeni populare acum, uh, încearcă să ne dea nouă lecții. Ce replică le dați acestor oameni ca să evităm uh, disputele în particular, ar vrea să o facem public? Da. Acum nici nu este de mirare ca unii dintre telespectatori să aibă o astfel de reacție. Este un lucru absolut normal. Apostolul Pavel când vorbea despre sine și despre lucrarea foarte însemnată la care fusese rânduit din pântecele mamei lui și la vremea știută de cel prea înalt chemat, când vorbește despre sine și despre lucrarea pe care o face, el spune, eu sunt cel din tâi dintre păcătoșii care au primit har din partea Domnului Isus. S-a așezat pe cea din urmă treaptă. Nimeni nu putea să-l dea mai jos de pe treapta aceasta. Am mai mărturisit și cu un alt prilej. Noi putem între noi să găsim anumite deosebiri morale, dar atunci când stăm înaintea lui fiu de Dumnezeu înaintea Domnului Isus, înaintea slavei celui dumnezeiești, cu tremurați și îngroziți, ne aruncăm cu fața la pământ și spunem sunt cel mai mare păcătos, sunt cel mai nenorocit om care trăiește pe pământul acest. Asta a fost și experiența întâlnirii mele cu Domnul. Mai mult, când Apostolul Pavel vorbește despre chemarea lui și despre slujba lui însemnată de apostol, el zice, eu sunt cel din urmă dintre apostoli. Mi s-a arătat și mie Dumnezeu ca unui sărpitor, pentru că eram hulitor, batjocoritor și prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Hristos. De pe această poziție, având această Autoritate care vine din adevăr, plin de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt coboară din cer numai în astfel de oameni și mai apoi lucrează cu o putere nemaipomenită numai prin astfel de oameni, cu astfel de autoritate dumnezeiască. Nu omenească, nu prin înțelepciune, omenească, că el de altfel și spune toate le socotesc ca un gunoi. Și mai spune, uitând ce este în urma mea, și acum trăia o viață nouă, sfântă, curată și plină de autoritate, pentru că era plin de Duhul Sfânt. Și el se ridică împotriva unor astfel de oameni și împotriva unor astfel de lucrări și spune, să nu vă uniți nici de cum cu lucrările acestea care sunt ale Întunericului, ci mai degrabă să le osândiți. Să căutați, să cercetați și să faceți numai și numai ceea ce este plăcut Domnului. El vorbește cu mare asprime fiecare biserici în parte în epistolele pe care le scrie, nu pentru că avea ceva de împărțit cu cineva, nu pentru că avea dispute, controverse, polemici cu un om de un fel sau de un alt, ci pentru că îl iubea pe Domnul din toată inima, pentru că iubea cuvântul Domnului din toată inima, își iubea frații și surorile din toată inima și nu vrea să-i știe în rătăcire, nu vrea să-i știe în întuneric. Amăgiți de lupii aceștia îmbrăcați în piei de oaie, ci se lupta pentru ei ca orice ce păstor bun să-i ferească de orice ce lucrare a întunericului și în felul acesta să-i țină în lumină, să-i țină în adevăr, să-i țină lângă Domnul. Frații îl iubeau, dar de ce îl iubeau? De ce se încredea în el și în cuvântul lui? Pentru că el mai întâi îl lăuda, îi încuraja, spunând despre ei tot ce făceau bun și era vrednic de laudă și după aceea scotea nu iaua și îi lovea cu mare asprime, tocmai pentru că iubea și le vroia bine. Vrea ca viața lor de credință să fie înfloritoare. Nu vrea să apese, sufletul lor nu vrea să-i tulbure, să-i necăjească, și să le încă mai mult cu cugetele și sufletele, ci din potriv. Dar nu este numai atitudinea lui. Dacă veți citi cu luarea minte epistolele scrise de Petru, epistola scrisă de Iacov, epistolele scrise de Sfântul Ioan, câte cele câteva versete scrise de Iuda și așa mai departe, veți descoperi acolo că sunt cuvinte pline de foc, sunt cuvinte pline de o putere și, cum ați zis, de o îndrăzneală nemaipomenită, pentru că nu vine din înțelepciunea omului, ci vine din Duhul Sfânt, vine din descoperirea dumnezeiască. Și eu nu milin să spun toate aceste lucruri, pentru că iubesc din toată inima și pe slujitor și pe cei care frecventează biserică, Îi iubesc din toată inima pe frații mei și pe surorile mele și le vreau tot binele. Și nu le vreau numai binele vremelnic să trăiți bine câțiva ani și după aceea să mergeți în Ian, că le vreau binele veșnic. Și am să spun și eu ca Apostolul Pavel, vai de mine dacă nu vestesc altora Evanghelie. Și Evanghelie înseamnă Evanghelie. Sunt unii, de exemplu, care vorbesc neîntrerupt despre har, despre har, despre har, și n-ar mai vorbi despre adevăr niciodată. Când se vorbească și de adevăr, E apucă transpirația și tremuratul. Alții, pe de altă parte, vorbesc numai și numai despre har și nici asta nu este bine. Evanghelia înseamnă să vorbim și despre har și despre adevăr. Pentru că Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât din cer și a locuit printre noi plin. Zice de har și de adevăr. Și mai spun odată ceea ce am spus și în emisiunea trecută, Apostolul Pavel este cel care le spune Sfinților înainte să se desparte de ei. Nu m-am ferit să vă tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și iarăși mai spun odată cu inimă plină de durere, dar în același timp și de nădejde. Dragostea care ne tot. Vai de mine dacă nu vestesc altora tot planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Și cum spunea Dumnezeu în vechime profeților, dacă nu te vei duce și dacă nu vei spune tot ce îți dau eu să le spui, am să cer sângele lor din mână. Și eu nu vreau că la sfârșitul vieții mele, când îi ajunge la scaunul de judecată al Lui Hristos, oameni care vor merge în iad să-i spună Domnului să-i dai și lui focul care ne arde pe noi, că a venit în nenumărate rânduri la noi la biserică și nu ne-a spus adevărul. Ne-a la urechile și ne-a spus învățături amăgitoare pentru că urmăreai interese de un fel sau de un alt. Ceea ce vă spun acum am spus mai în toate bisericile la sfârșitul predicii, iubiți mei frați și iubitele mele surori, eu v-am adus cuvântul din partea Domnului și acum v-am așezat predica în braț. De aici mai departe, voi sunteți cei care hotărâți ce faceți cu ea. Dacă ceea ce v-am spus eu nu este adevărat, eu voi sta la judecată înaintea Domnului, condamnat pentru vece vecilor ca profet mincinos. Dar dacă ceea ce v-am spus eu este adevărat și voi nu credeți și nu primiți, voi veți sta la sfârșitul vecurilor condamnați înaintea Domnului pentru vece vecilor. Deci este o responsabilitate pe care noi nu asumăm în umilință și cu dragoste aceasta turnată de sus din cer prin Duhul Sfânt. Ceea ce dumneavoastră afirmați e cu tărie și îndrăzneală, cum spuneam, nu este un secret. Biblia vorbește despre așa ceva, despre asemenea situații. Vorbește despre cele 10 fecioare, despre credincioși care și-au pierdut credința sau care și-au nu mai au aceeași dragoste față de Dumnezeu. Domnul Isus își întreabă: Oare când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai găsi El credință? Deci sunt uh, pasaje din Biblie care confirmă ceea ce noastră spune. Și totuși, uh, sunt lideri uh, religioși, pastori, care nu abordează cu ușurință acest subiect, învățăturile false și lepădarea de credință. Puteți să ne dați așa o idee cam care sunt învățăturile false care conduc oamenii la lepădarea de credință? Ați amintit mai devreme Evanghelia Prosperității. După ce este Evanghelia Bunii Dispoziții, Evanghelia Pozitivă, Evanghelia Triunfalistă. Mai sunt învățători din calea afară de false, Învățături care au menirea să distrugă viața spirituală a bisericii, cu o putere mult mai mare decât agresivitatea ateismului din vremea comunismului de odinioară. Este așa numită învățătură foarte sofisticată, siguranța mântuirii, odată mântuit pentru totdeauna mântuit, odată mântuit veșnic mântuit. După ce este învățătura despre har, învățătura despre vremurile de pe urmă, în care la loc de mare cinse zic în ghilimele să învățătura despre răpirea bisericii, învățătura despre familie, despre divorț, despre nașterea de copii, despre avort, despre relațiile intime între soț și soție, despre viața de curăție intimă de dinainte de căsătorie și în vremea căsătorii și așa mai departe. Sunt foarte multe învățăturile acestea false, învățături mincinoase care creează lepădarea de credință. Deci creează un cadru foarte potrivit pentru ceea ce Biblia numește nu numai lepădarea de credință, vorbește și despre mare lepădare de credință. Spune în 2 Tesaloniceni, capitolul al doilea, versetul al treilea, și poate îi la mare interes pe slujitor și pe cei din biserică interesați să cunoască adevărul, să citească ei cu luarea minte, nu doar capitolul acesta al doilea, care este foarte important și multe alte scripturi care vorbesc despre aceasta, dar acolo cuvântul Domnului spune, ziua Domnului nu va veni, înainte ca să fi venit lepădarea de credință. V-am spus și în emisiunea trecută și vă spun și acum, nu leapă de credința cel care nu o are. Leapă de credința numai cel care o are. Părinții noștri și părinții părinților noștri au primit credința Sfinților prin Duhul Sfânt și prin adevărul Evangheliei din mâna Domnului. Au experimentat într-un chip excepțional. A ajuns credința aceasta până la noi. V-am spus și în rândul trecut, cei din generația mea sunt cei mai vinovați de ceea ce se întâmplă astăzi, au deschis o ușă. Cei care vin în urma noastră deschid încă mai larg ușa și intră de avalma pe drumul acesta care este nespus de înșelător și de amăgitor. Mai mult decât atât. Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei și prin aceasta scrie tuturor slujitorilor bisericii de-a lungul veacurilor și în special nouă din vremurile de pe urmă. Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă unii se vor lepăda de credință. Ca să se alipească fiți foarte atent de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Diavolul are o experiență de mii de ani cu miliarde de oameni și are o experiență de 2000 de ani cu Biserica Domnului și el nu este tatăl minciunii și nu caută să înșele lumea, adică doar pe cei din afara bisericii, cât mai cu seamă pe cei care frecventează biserici de un fel sau de un alt. Un aspect pe care nu-l înțeleg și mă iertați că vă întrerup, este foarte important și nu vreau să-l evit. De ce pastorii și predicatorii nu iau o poziție sau nu au luat mai dinainte o poziție fermă împotriva acestor duhuri necurate care au penetrat biserica lui Dumnezeu sau. sau grupurile de, de credincioși. Pentru că biserica lui Dumnezeu, sfântă, curată și desăvârșită, nu are cum să fie afectată de, de Satana. Dar mă refer la biserică, spun biserică mă refer la grupurile. Organizate, sunt tot felul de biserici, de confesiuni diferite. De deci ce au permis acest lucru? Ați făcut o precizare extrem de importantă. Biserică înseamnă două lucruri: organizație și organism. Din organism fac parte numai cei născuți din nou de sus, din apă și din Duh, născuți din Dumnezeu. Și trebuie să facem și aici o precizare foarte importantă. Ați amintit și mai devreme lucrul acesta? Sunt oameni care au fost născuți din nou de sus, din apă și din Duh, plus de Duhul Sfânt, dar care datorită nevegherii și datorită și acestor învățători mincinoși și învățăturilor mincinoase și false, au lăsat mai întâi ca Duhul Sfânt să se întriseze și după aceea chiar să se singă în viețile lor. Și Apostolul Pavel ne avertizează, nu întristați pe Duhul Sfânt și nu singeți Duhul. Deci există șase de situații. Biserică înseamnă organizație și organism. Din organism fac parte numai cei născuți din nou de sus, din Dumnezeu. Din organizație fac parte mulți, alții care nu sunt născuți din nou de sus din Dumnezeu și care nu cunosc pe Dumnezeu. Cea mai mare responsabilitate în această chestiune revine slujitorilor biserici. Apostolul Petru îi avetizează și nu numai și Apostolul Pavel, și Iacov, și Ioan, toți deopotrivă. Păstoriți turma lui Hristos cu lepădare de sine. Că foarte atent. Lepădare de sine. În această slujbă eu nu mai sunt absolut cu nimic important, ci este numai El. Hristos Domnul, Hristos Stăpânul, Hristos Împăratul, Hristos Dumnezeul și Mântuitor. Zice, păsoriți turma lui Hristos cu lepădare de sine. Da. Nu pentru un interes de un fel sau de un altul, nu ca și când v-ar fi căzut la împărțeală, pentru că această turmă, zice, a fost câștigată cu preț de sânge și la mijloc este vorba despre sânge de obârșie divin. Noi am obișnuit să spunem de ani de zile, vai, vai, vai și vai, 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 văgând, văzând cu închipul lui acestuia, este tot mai prezent în biserici și cum bisericile s-au transformat tot mai mult din lăcașuri sfinte, unde sunt lucrările sfinte ale ducului Sfânt, în cluburi, nici nu e de mirare că se spune mereu și mereu programe religioase, programe religioase, programe religioase. Nu se mai spune lucrările sfinte ale Duhului Sfânt. Și acum noi obișnuim și spunem de la an la an tot mai mult se lărgește calea Domnului și se lărgește calea Domnului. Și nu este adevărat. Asta este o altă minciună. Nimeni nu poate să lărgească această minunată calea Domnului, din veșnicie a fost, după înțelepciunea lui Dumnezeu rânduită, cum spunem noi, între acești doi țăruși și nimeni nu poate să o lărgească. Niciun înger să vină de sus din cer, nimeni cu nicio putere. Nu s-a lărgit calea Domnului, calea Domnului a fost părăsit. Și acum de ce se întâmplă durerea aceasta mare, tragedia aceasta despre care spuneați mai devreme? Evanghelia poate fi vestită numai din patru cauze sau motive sau motivații. Biblia spune că unii vestesc Evanghelia pentru slavă de șart. Și vor neapărat să fie și cineva, să fie ceva, să fie apreciat, să fie în vârf, să fie în top. După aceea Evanghelia se vestește și pentru un câștig mărșav. Ban, ban și iarăși ban. Duh de lăcomie pe lângă Duhul de mândrie. După aceea se vestește din Duh de șart. Și foarte rar, să vestească Evanghelia din dragoste, adică prin Duhul Sfânt și șezând sub autoritatea celui preanalt. Ce ar trebui pe fiecare dintre noi să ne cerceteze să ajungem în starea potrivită cu adevărul, cu frică și cu tremur. Îmi spunea o femeie credincioasă într-o biserică și am apreciat foarte mult spus acestei femei. Cel mai mult astăzi, în vremurile moderne, ne lipsește frica de Domnul. Și m-am gândit câtă dreptate are femeia aceasta. Știți cum spune cuvântul Domnului? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Când noi ne întoarcem cu toată inima la Domnul și vrem să știm de anume ce are Domnul de spus cu privire la asta și cu privire la asta, ieșim din nebunie și intrăm în înțelepciune. Că zice frica de Domnul este începutul înțelepciunii. David scrie inspirat de Duhul Sfânt, știa foarte bine el de ce scrie cuvântul acesta, în salmul cu numărul 50. Tu ai crezut că eu sunt ca tine. Și cei mai mulți dintre cei care conduc biserici de un fel sau de un altul, au acomodat sau au adaptat bisericile după chipul și asemănarea lor. Ei sunt peste bisericile acestea, nu doar mai și de ceremonii și de-a dreptul Dumnezei, idol și nu mai este Dumnezeul cel viu și adevărat. Și într-o zi când vor sta la judecată oamenii și slujitorii bisericii, vor auzi cuvântul acesta de foc pe care eu m-aș bucura să-l aud acum și să se întoarcă îngroziți la Dumnezeul cel viu și adevărat. Tu ai crezut că eu sunt catin. tine. Și am să vă spun un cuvânt de pildă. Spune că o femeie de aici din America a fost răpită și în cer, dar și în iad. A dus-o Domnul și în cer și în iad ca să vadă aceste realități și revenită pe pământ să le mărturisească oamenilor ca oamenii să creadă. Știți ce spune bogatul nemilostiv ajuns în iad? Să meargă Lazar în casa tatălui meu, căci mai am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, să le spună că există locul acesta de chin, și să se pocăiască să nu vină și ei la suferința aceasta mare și veșnic. Și Doamna aceasta care a scris o carte, eu am citit cartea aceasta cu mare interes și mi-a prins foarte bine. Unii nu vor să audă despre astfel de lucruri și le aruncă astfel de mărturisiri sau cărți, le aruncă la coșul de gunoi mărturii. Dar eu am citit cu mare atenție că Biblia zice, cercetați toate lucrurile și luați și este bun. Și printre altele spune cum a ajuns cu Domnul în iad, Iadul i s-a arătat ca o peșteră uriașă. În zidurile peșterii de jur împrejur erau milioane și milioane de celule săpate în zidurile peșerii, una lângă alta și altele deasupra și altele deasupra și în fiecare celulă câte un om care sătea în loc de mare chin și partea de jos a peșerii care se arăta ca un câmp uriaș unde erau tot așa milioane sau miliarde de gropi și în fiecare groapă era câte un om și în fiecare groapă era câte un foc mare, omul acela trupul lui îi ardea încet de jos până sus, chinuri groasnice, un miros înfiorător, după aceea un miros înfiorător, toate grozăviile, focul care nu se singe, viermele care nu moar, rămâneau oasele, se arăta sufletul acolo între coaste, după aceea îi creștea omului un alt, trup iară și ardea și așa mai departe. Și la un moment dat, mergând pe o potecă printre gropile acestea, într-o groapă un pastor. Și femeia recunoaște pe pastorul acesta și întreabă pe Domnul Isus: de cum se face că acest slujitor al bisericii a ajuns aici în iad și nu un cer? Și Domnul i-a răspuns cu o mare durere în inimă, pentru că mereu și mereu a amesecat învățăturile mele, adevărul Evangheliei cu învățături care au venit din înțelepciunea, din cotezanța și din îndrăzneala oamenilor. A adăugat la învățăturile mele învățături de ale oamenilor și a scos din învățăturile mele anumite învățături ca să nu supere și să nu-i deranjeze pe cei din biserică temându-se că nu o să mai aibă membri în biserică să-i dea bani, să-l susțină și altele de felul acesta. Și acum el, pastorul care era în groapă, a început să strige la Domnul după milă și după îndurare. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Hristoase, Mântuitorul, te rog, ai milă de mine și dăm șansa aceasta să mă mai duc o dată pe pământ, îți promit că dacă de această dată am să mai trăiesc câțiva ani pe pământ, am să vesesc Evanghelia așa cum este ea curată și n-am să adaug niciun cuvânt și n-am să scot niciun cuvânt. Și Domnul i-a răspuns plângând, adu-ți aminte de câte ori ți am trimis vorbă. De câte ori am înșințat și printr-unul și printr-altul și într-o formă și într alt și n-ai vrut să iei aminte. Acum este prea târziu. Și cu lacrimi în ochi a plecat mai departe. Și acum fiți foarte atent. Omul acela care cerea milă și îndurare de acolo din groapă, după aceea a început să-l blesteme pe Domnul și să strige cuvintele cele mai groasnice. Ăsta este iadul, locul în care se găsesc suflete nesincere, suflete false. Pentru asta Domnul, plin de o durere nemaipomenită, a condamnat fățărnicia, a condamnat fariseismul, dacă vor citi telespectatorii cu atenție mai mare decât cum au făcut-o până acum Evanghelie, vor descoperi un lucru uimitor. Ce mare spațiu acordă Dumnezeu prin Evanghelie și prin cuvântul rosit de Domnul Isus, categoriei acesteia, farisei, oamenii fățarnici care cunosc cu minte Evanghelia, dar inima lui este în întuneric. Tocmai pentru că știa Domnul și știe că din generație în generație numărul fariseilor, numărul oamenilor cu suflet fals, numărul fățarnicilor nu va scădea, că va crește. Și satana este foarte și șiret. Când noi citim în Biblie, zice, așa sunt neisprăviții și netrebnicii care au trăit atunci în vremea Domnului și nu este nici de cum adevărat eu cred că niciodată de când este Biserica Domnului pe Pământ de aproape 2000 de ani, nu au existat mai, mult fari, mai mulți fariței și mai mulți fățarnici cum există astăzi în generația noastră. Așa că acest cuvânt pe care îl numiți un cuvânt de îndrăzneal este un cuvânt de disperare care vine din inima mea plină de durere, dar în același timp plină de milă, de umilință și de dragoste. Va trebui să facem o scurtă pauză, să vă dăm timp să răsuflați un pic, apoi vom reveni și vom continua acest dialog foarte uh, complicat, zic eu, pentru că există uh, câteva aspecte care trebuie să le abordăm în concluzia acestui program și anume uh, de ce uh, îngăduie Dumnezeu acest lucru să se întâmple și cum știm noi când un predicator ne vorbește adevărul sau ne vorbește din, din alte uh, surse, din alte motive. După această scurtă pauză vom reveni și vom uh, finaliza uh, discuția noastră cu profesorul Ioan Panican. <gână> Am revenit în studiu și, astăzi, împreună cu profesor Ioan Panican, abordăm subiectul Învățăturile false și lepădarea de credință. În prima parte, spuneați despre această Evanghelie care este predicată din patru motive. Cum identificăm noi, credincioșii de rând, care este motivația celor care predică Evanghelia, cum o identificăm și cum putem noi să evităm. Uh, această înțelegere această uh, lepădare de, uh, conducere spre o lepădare de credință pentru că practic noi ca și credincioși de rând, simpli membri ne uităm cu respect la cel care ne vorbește și ascultăm cu atenție și preluăm acele învățături și le aplicăm în viețile noastre ori acolo există un risc dacă există uh, un interes uh... există un risc major există un risc cu implicații nu numai pentru viața de pe pământ, ci mai cu seamă cu consecințe veșnice. Într-o împrejurare, Domnul, vorbindu-le ucenicilor, le spune, știți ca alea într acolo. Cuvântul acesta, știți, este un cuvânt cu valoare generală și un cuvânt de însemnătate excepțional. Spre exemplu, dacă unul se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu și de aici trăiește o viață sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. O viață sub autoritatea lui Dumnezeu, slujind lui Dumnezeu. Presupunând că lucrează într-un serviciu, într-un birou, colegii lui îl urmăresc cu multă atenție. Și la un moment dat, dacă el se înfurie, dacă el se tulbur și are gesturi necontrolate și necuvincioase, toți colegii lui din birou îi vor spune. Pe păi așa se poartă un pocăit. Așa gesticulează un pocăit, așa reacționează un pocăit. Dar de unde știu ei cum trebuie să se poarte un pocăit? Știu că zis Domnul, știți? Sau dacă el, pocăitul, vorbește cum n-ar trebui să vorbească un pocăit, iarăși colegii lui mirați îl vor întreba. Pe păi așa vorbește un pocăit. Dar de unde știu ei cum trebuie să vorbească un pocăit, pentru că a spus Domnul Iisus, știți, pe de altă parte când el, pocăitul, nu se îmbracă cuvincios, nu se îmbracă frumos să placă Domnului, iarăși ceilalți se vor mira și îl vor întreba, păi așa se îmbracă un pocăit? De unde știu ei? Știu pentru că a spus, Domnul știți, calea într-acolo. Credința aceasta pe care Biblia o numește credința Sfinților, și pe care Sfântul Iuda, prin Duhul Sfânt, ne îndeamnă și pe noi. Să luptăm ca această credință a Sfinților, dată odată pentru totdeauna, să triumfe și să biruiască din generație în generație și până la marginea Pământului. Și de aia mă bucur foarte mult și v-am spus de când am venit prima oară în studioul acesta de televiziune că sufletul meu preamărește pe Domnul pentru lucrarea foarte importantă pe care o faceți prin aceste emisiuni, credința aceasta este ca un scaunel rotund cu trei picioare. Cel din tâi picior al scaunelului credinței sfinților este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel, care știa foarte bine viața trecută ca om religios, pe care o trăise în mod greșit, și viața nouă pe care o trăia de acum prin Duhul Sfânt, el zice Slova omoară Duhul de viață Putem să știm scripturile de la un capăt de la celălalt să nu fie nimeni să cunoască mai bine Biblia decât o cunoaștem noi la nivelul minții cu înțelepciunea noastră Slova zice omoară Duhul de viață când știm scripturile călăuziți de Duhul Sfânt, atunci nu ne înșală nimeni. Diavolul poate să înșele 6 miliarde de oameni, 6,5 miliarde câți or fi în generația noastră, pentru că are așa să înțelepciune nimeni pomenit. Dar el nu are nicio putere înaintea unui om, fie cu două clase, cu cinci, cu șapte sau cu universitate, cu nenumărate diplome. Înaintea unui om plin de Duhul Sfânt, el nu are nicio putere, pentru că Duhul Sfânt e mai tare decât Duhul Lumii. Deci cel din tâi picior al scaunelului acesta rotund al credinței sfinților este Duhul Sfânt. V-am mai spus și în emisiunea trecută despre Domnul Isus. Biblia spune, când a ieșit din apele botezului din Iordan, Duhul Sfânt a fost văzut pogorându-se și oprindu-se pe el. Și după aceea zice, plin de Duhul Sfânt. Deci mânat de Duhul s-a dus în pustie, unde a postit vreme de 40 de zile și s-a rugat. A fost ispitit în toată această perioadă și la sfârșit când a flămânzit, a știut foarte bine diavolul când să vină cu marile ispitiri. Și v-am spus și în emisiunea trecută, profit de prilej ca să spun și de această dată la fel de apăsat, s-au confruntat atunci în pustie cei mai mari teologi. Diavolul cu înțelepciunea lui și Domnul Isus plin de Duhul Sfânt. Diavolul a venit la Domnul cu este scris. Domnul glabiruit prin Duhul Sfânt tot cu este scris. Deci cel din tâi picior al scăunelului credinței sfinților este Duhul Sfânt. Al doilea picior este cuvântul Sfintelor Scripturi, care trebuie cercetat mereu, care trebuie adâncit mereu și care trebuie împlinit mereu, dar tot prin Duhul Sfânt, prin această călăuzire minunată. De aia am spus și mai devreme, adevărați închinători. Sunt cei care se închină Tatălui Ceresc în Duh și după aceea zice, în adevărul Sfintelor Scripturi. Îmi doresc din toată inima toți slujitorii Bisericii lui Hristos din toată lumea, dar mai cu seamă slujitorii Bisericii din România și slujitorii Bisericii români fiind de limbă română din toată lumea și din țara aceasta atât de însemnată și minunată, mare cât un continent care este America. Îmi doresc din toată inima toți slujitorii să se închine Domnului în duh și în adevăr. Ca această închinare să fie plăcută înaintea Domnului, să fie primită și să fie binecuvântată. Dumnezeu când binecuvântează o lucrare, o binecuvântează și binecuvântarea asta rămâne pentru vecii vecelor. Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul lui Elie. Adică este Dumnezeul care răspunde prin foc. Când jerfa noastră este sfântă, când este curată, când jerfa noastră, când închinarea noastră are o singură țintă, proslăvirea lui Dumnezeu înaintea puterilor întunericului, înaintea slujitorilor satanii care se prefacă în îngeri de lumina de și înaintea lumii întregi. Când jerfa noastră are această minunată țintă, vine de sus din cer Duhul Sfânt focul divin și mistuie și prin aceasta știm că jerfa a fost primită înainte celui prea Cel de-al treilea picior al scăunelului credinței sfinților este legătura frățească. Este părtășia cu sfinții. Un singur picior al scăunelului rotund al credinței sfinților dacă lipsește, scăunelul se clatină și poate să cad. Ce spune el David? bărbat plin de Duhul Sfânt. Sfinții din toată țara și adaugă, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. La fel se spune în fapte 2 cu 42, care era atitudinea bisericii sfinților în vreme de atunci, cum a fost viața bisericii și în timpul părinților noștri și în timpul părinților părinților noștri, când Duhul Sfânt lucra cu o putere și cu o frumusețe nemaipomenit. Zice, ei stăruiau, Asta înseamnă că erau sub focul Duhului Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt și plin de Duhul Sfânt. Dar în ce săruiau? În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. și simpli, cum îi numiți dumneavoastră din biserică, suflete sfinte, suflete curate, oameni iubiți de Domnul și pe care Domnul cu gelozie sfântă îi vrea pentru el, pentru vecii vecelor, să se sub autoritatea Duhului Sfânt, să nu se îndepărteze de Scriptură și să caute oameni evlavioși, să caute sfinți pe genunchi în părtășie, să ceară sfat și descoperire din partea Domnului și Domnul nu va lăsa pe nimeni să fie rătăcit. Zice și dacă suntem fără minte, dar stăm lângă Domnul, Domnul nu le va lăsa nici de cum să rătăcim la școala asta biblică Maranata, care s-a pornit prin îndărarea Domnului în România, ne adunăm odată la trei luni și o deoparte de luni până sâmbătă, numai și numai cu Domnul, pentru a împlini comandamentele acestei scripturi. Săruiau în învățătura apostolilor legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiți foarte atenți, zice, în învățătura apostolilor. Și discutam la un moment dat despre spălarea nașterii din nou. Cineva a spus, potrivit cu adevărul scripturilor, despre adevărul acesta foarte însemnat al vieții de credință, spălarea nașterii din nou, și un altul din sală se ridică și spunea și vrea și eu să spun ceva despre aceste lucruri. Cum să nu? Vino aici în față și spune tare și apăsat. Să audă întreg norodul un bărbat matur trecut de 50 de ani și un bărbat cu rang înalt și cu școală foarte mult. Și a început să vorbească și de și de și de și de și de și de și și După 15 minute s-a oprit, m-am ridicat și eu de la masă, cum zicem noi, de la catedră în picioare, lui a rămas lângă mine, tot în picioare, înaintea frasilor prezenți la adunare și am spus așa, Roagă-te Domnului și mulțumesc-i din toată inima pentru harul acesta minunat și nemeritat de care ți-a făcut parte. Eu însumi m-am mirat cum de-te-am răbdat. 15 minute să ne spui toate aceste baliverne pe care le-ai spus una după altă. Pe de altă parte, îți mulțumesc din toată inima că ai avut îndrăzneala să vii și să ne vorbești lucrurile acestea. Și m-am explic, explicat și lui și poporului. Dumneata, nu citești din Biblie. Dumneata, citești cărți de teologie. Mintea dumitale presupune că sunt cărți care scriu adevărul. Și cărțile acestea de teologie, unele dintre ele sunt minunate. Altele dintre, altele dintre ele, cele mai multe la număr, mai bine n-ar fi fost niciodată scris. Mai mult încurcă decât să descurce. Și i-am spus. Ăsta este un păcat cardinal, fundamental în viața dumitale, care te poate distruge și prin Dumnezeu îi mai poți distruge și pe alții. Apucă-te să citești fără teamă, fără îngrijorar. Pune-te pe genunchi și cere din partea Domnului călăuzire prin Duhul Sfânt. Citește Biblia mereu și mereu și mereu. Comoara aceasta, nesecată, izvorul acesta, care are o bogăție și o frumusețe, o putere și o înțelepciune dumnezeiască, fac o paranteză spunându-vă, eu pe măsură ce citesc din Biblie, descoper cât de puțin știu din Biblie. Și sunt mai îndrăgostit de Biblie și prin aceasta sunt mai îndrăgostit de Dătătorul Bibliei, de Dumnezeu Tatăl, de Domnul Isus și de Duhul Sfânt. Și după ce vei citi Biblia și Biblia și Biblia și Biblia și Biblia, citești și așa numitele cărți de teologie, în care Duhul Sfânt îți va descoperi și lucruri însemnate care te vor ajuta să înțelegi mai bine ce scrie în Cartea Sfânt. Pe loc omul acela a plecat capul în pământ și a zis frasilor, mă pocăiesc și înaintea lui Dumnezeu și mă pocăiesc și înaintea voastră. Fratele Panican a spus adevărul și numai adevăr. Am fost atras în această capcană crezând că în cărțile astea de teologie găsesc lucruri interesante și prin aceasta voi fi și eu interesant înaintea celorlalți. Vă spun încă o dată gelozia foarte mare care este în inima mea. Acum eu am pornit pe calea credinței și ca slujitor în ogorul Evangheliei mai bine de 20 de ani în urmă. Și am avut harul acesta să întâlnesc oameni minunați, nu numai pe pastorul Vormbrand, foarte mulți dintre înaintașii noștri în credință, care erau plini de Duhul Sfânt, și care erau plini de cuvântul Sfintelor Scripturi. Mă întâlneam cu dumnealor, e un bărbat tânăr, 30 și ceva de ani, și dumnealor oameni maturi, de la 60 și de la 70 de ani în sus. Ne întâlneam la unul dintre ei acasă, sigur mai întâi ne dădeam sărutare, sărutarea aceasta care e atât de însemnată între sfinți, după care ne rugam și mulțumeam Domnului că ne-am putut vedea cu bine în sănătate și cu bucurie fețele. Și mai apoi ne așezam la masă. Ei, oameni și cu autoritate, dar și cu înțelepciune părintească, mai întâi mă întrebau, cum îți merge sănătatea, viața, familia, soția, frata și așa mai departe. Și asta era tot. După care unul dintre ei spunea, Astăzi Domnul m-a cercetat prin Duhul Sfânt din următoarea parte de Scriptură și citea. Și ne spunea lumina pe care a primit-o din partea Domnului și n-a omul acesta să termine ce avea de spus, că ăla la alt ducea mai departe cuvântul. Da, pentru că și în epistola cu tare, la capitolul cu și versetul cu zice așa, unde Domnul descoperă pe lângă cele spuse până aici în cutare și cutare loc, asta, așa, asta, așa nu termina ăsta de spus că s-a apucat ăsta la să spun. Și eram așa de imit și eram impresionat și stârnit la o mare gelozie. Mă gândeam în inima mea, oamenii ăștia sunt ca bețivii, sunt ca alcoolici, sunt ca ei dependenți de alcool. Unul care este alcolic, gândul lui la alcool, 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 unde la pește este alcool, la pește aici este alcool, la pește aici este alcool, peste tot este alcool. Și m-am gândit, așa trebuie să fie și viața noastră. Este singura viață plăcută înaintea Domnului Isus a zis. Din inimile voastre vor curge râuri de apă vie. Nu răulețe și nu părâiași. Au Râuri de apă vie. Atunci când voi veți fi plini de cuvântul Evangheliei și plini de Duhul Sfânt. Asta înseamnă că în inimile voastre vor curge râuri de apă vie. Și nu le-a spus cuvântul acesta unor savanți. Și nu le-a spus dacă o să umblați voi pe la toate universitățile Pământului, la Oxford sau la Cambridge sau la Sorbona sau aici, pe America, te mai mir pe unde, nu l spus cu cât veți avea mai multe diplome și mai mulți bani și mai multă faimă și titluri și nu știu ce poziție bisericească o să fie lucrurile acestea. Vorbea unor oameni simpli. Am fost așa de fericit să descoper cum Domnul a ales drept ucenici, nu doar că erau niște oameni simpli și fără multă carte, dar erau și oameni fără de caracter, cum suntem toți. Și am fost așa de încurajat. Dacă ar fi ales numai oameni, unul și unul, n-ar mai fi avut nici unul niciunul dintre noi îndrăznea la să creadă că este și pentru noi vreo șansă sau vreun mititel har să intrăm și noi. Și în turma binecuvântată a oilor sfinte ale lui Hristos și în ceata slujbașilor lui. A ales oameni dintre aceștia simpli care după înviere și după ziua cinzecimii au devenit cei mai de seamă oameni care au trăit vreodată pe această planetă, plini de Duhul Sfânt și plin de Evanghelie. Asta nu înseamnă că oamenii cu multă carte sunt exceptați de la chemarea divină Îl avem drept pildă pe, pe Rabinul Saul din Tars și nu numai pe el, și alții de-a lungul veacurilor, dar oameni care s-au lepădat de știința lor, bogăția lor, înțelepciunea lor, slava lor și însemnătatea lor, ca să primească înțelepciune de la Dumnezeu, să primească călăuzire, putere, să primească har, pricepere și toate celelalte de potriv. Nu se rătăcește nimeni care iubește din toată inima pe Domnul, care își iubește din toată inima sufletul și care dorește cu tot din adinsul să se mântuiască.